concursul este unul așteptat de copiii care vor să-și pună în practică strategia. Șahul este un sport al minții cu o mulțime de avantaje. Copilul se dezvoltă, mai ales intelectual. Concentrarea crește, memoria devine mai bună, iar gândirea analitică se perfecționează. Printre cele mai importante este capacitatea de atenție și concentrarea. Cei mici învață să anticipeze mișcările înainte ca acestea să se petreacă. Specialiștii spun că micuții sunt nevoiți să treacă peste detalii și să privească imaginea în ansamblu. De aceea, de multe ori, prin această stabilitate, ei ajung să-și rezolve problemele mult mai repede. Cei mai buni participanți la Cupa Moș Nicolae la șah vor fi premiat sâmbătă de la ora 19.30 în cadrul unei festivități.